Acest proiect este realizat cu suportul programului municipal Bugetul Civil Chișinău. Salutare doamnelor și domnilor, sunt Traian Stoianov și începem Ora de Life pe Air Life, o nouă ediție a proiectului Chișinăul Turistic. De data aceasta suntem pe strada Columna 115. Prin ce este special acest loc, care este istoria lui, ne va spune ghidul Ion Ștefăniță. Bună ziua, domnule Ștefăniță! Bună ziua, bine v-am regăsit! Prin ce este special această adresă, să zicem așa? Nu doar această adresă, din cele 186 perimetri urbani care formează nucleul istoric al orașului Chișinău, fiecare adresă are o încărcătură istorică și arhitecturală. Astăzi v-am invitat în, hai să spunem, în centrul târgului de altă dată, da? Dacă vreți să cunoașteți, anume aici era toată mișcarea. Wow. Paralel cu strada de Aur, da? Zolotaya ulița, care astăzi este Alexandru cel Bun, era strada Nicolaevskaya, da? Deci în secolul XIX. La sfârșit de secolul XIX s-a construit această clădire în două nivele, care a activat o perioadă îndelungată un hotel, Hotelul Imperial. Deci la 1915 informațiile de arhivă vorbește despre funcționalitatea turistică a adresei cu destinația deci hotel. În perioada celui de-al doilea război mondial, deci inclusiv clădirea de pe strada Columna 115 a avut de suferit, respectiv în perioada postbelică până la 1948 a fost reconstruită, dar cu o nouă funcționalitate. Clădirea dată a avut minire industrială, da? Fiind o fabrică de încălțăminte cu titlul Serghei Lazo. Și această funcționalitate a fost până la independență. După independență, la mijlocul anilor 90, a fost o bancă, deci banca de economii, dar clădirea, de fapt, a fost demolată și reconstruită în același volum, deci în același regim de înălțime, partier și etaj, da? În aceleași forme, în același stil, așa cum am găsit-o în documentele de arhivă. În ultimii 3 ani, deci iarăși a avut loc un proiect de reabilitare și reconversiune în funcționalitatea ei de altă dată, deci hotel, dar cu un alt titlu, deci nu este Imperialul de altă dată, este Richmondul din secolul 21. Acest proiect este realizat cu suportul programului municipal Bugetul Civil Chișinău.